Azi se împlinesc 3 săptămâni de când suntem în Bolivia. Pornim spre Brazil. Punem lacătul la cușcă și dăm o tură prin oraș. Am găsit și un loc de uscat hainele. S-a uscat? Nu, mai atras. Să începem cu un pahar de apă din partea casei. Cu ce? Delma, unde au margarina Delma. Club social din 1959, Guayaramerin. Dăm o tură prin oraș, mâncăm ceva, ne uităm ce e interesant de făcut prin zona asta. Chiar și dacă după... ar fi ceva interesant de făcut, nu mai avem timp. Și nu mai avem timp, putem să stăm cât vrem. La bagajele? Mai avem încă o săptămână. Un loc bun de a cumpăra un hamac. Uite ca lumea arată, nu? Foarte mișto. Dar n-avem unde să-l ținem. Face Food în dreapta. Un loc de a cumpăra mâncare. Mâncarea se face după față. Dar de fapt e o farmacie. Farmacie? Farmacia Face Food. Dar. Centrul orășelului, centrul satului. Așa arată 10 bolivieni din anul 1986. Mi-a dat iar rest, dar nu știm dacă sunt buni sau nu. Nu prea avem ce face în această zonă, că este un orășel mai mult pentru cumpărături. Cum este la graniță cu Brazilia, e mai mult pentru a-ți cumpăra haine. Piața centrală. Căutăm să luăm niște fructe de drum. Chocolate. Ce? A, ieșim. Scorțișoară.
ales pe Nu știu ce e. Locul cu pește. Am găsit un loc decent unde au foarte multe sucuri, de fructe naturale. Le face acolo, că acolo sunt fructele și legumele. Ne luăm cu un pește, chiar și cărnăciori de pește, ia să-i vedem. Sau ciciaron, vedem acum ce sunt. Hai noroc! O limonadă. Oh, ce mare e! Să începem. Ciciaron. Ia să-l vedem. Wow! Zece bolivieni, meniul, adică 7,50 lei și a venit și cu speclă roșie, ceea ce n-am mai văzut în Bolivia, în meniu. Lapte de tapioca. Ne-am luat un kilogram de migdale, care sunt specifice din această zonă, cu 3,50 euro. Mașini fără număr. Ce zonă dubioasă. Majoritatea mașinilor n-au număr. Ia uite și din stânga la fel. Pe ora 12 mergem să ne punem ștampilă pe pașaport de ieșire, pentru că închide pentru siesta 2 ore. Și ca să putem să ieșim între orele astea, 12 și 2. Se pot schimba bani, sunt o grămadă de oameni care schimbă bani la ieșirea din terminal. Terminalul Walter Justiniano Lopez. Migración. Aici se poate plăti cu cardul. Ultimele frunze. Super. Hai, sunt încă Ne-am întors să ne luăm bagajele. Vestea proastă e că trebuie să plătim 169 de boliviene, adică aproape 25 de euro, să ieșim din țară, viza de ieșire. Se plătește 70 UFV, care un UFV înseamnă 2,40 de boliviene. Ieșire din țară sunt pe la Portul Suez, San Matias, Oaia Merin unde suntem, Puente Internațional, Puerto Acosta, pe partea cu Chile și Peru sunt mai multe. Și cu Argentina. Am plătit 169 de bolivieni ieșirea. Trebuie să mâncăm ultima frânză că ieșim din Bolivia și intrăm în Brazil. Doar în Bolivia poți să mănânci frunzele, acum suntem la poliție și trebuie să mănânc frunza. Si? Hojas? Ah, machucado con café. Si, pero... ¿Y esto cuánto vale? 60 bolivianos cuesta esa bolsa. Ah, pero es una grande, ¿no? De todo, pero hay de 15, de 20, depende de los kilos, de kilogramos, no sé si lo pesan. En Brasil, en España, eso es por kilo. Sí, por kilo. ¿No? Sí, en Rumania también. ¿Sí? Am plătit viza de ieșire, ne-am putut să ofentăm de la migrațion. Și ne zicea polițistul, doamne, i-am arătat, avem frunza asta și ne place, pentru că aveam un puiuț frunza. Putem să punem pe telefon și a zis, doamne, dacă o ascunzi în bagaj, o să ne zică, nu puteți spune.
Nu puteți lua că... cu voi. Da, în loc să zic că nu puteți lua cu voi, dacă o ascunzi bine în bagaj, poți să o iei. Nu știu, polițistul. Mococinci. Asta ne dăm mococinci. Mococinci. Hai pe el. Oricum, când schimbam bani, vrea cineva să cumpere GoPro, dar am zis nu pot să-ți dau Sony. Se vinde aparatul unor bișnițari de monede care stau imediat la intrarea în Bolivia. Imediat cum ieși din barcă, sunt pe scaunele. În fața noastră sunt 1, 2, 3. Mai sunt și mai încolo, câțiva, încă 2-3. Și îți schimbă dolari, îți schimbă peso bolivieni sau reali. Am vândut camera, că nu prea mai avem cash. Și am luat pe ea, cred că vreo 470 de euro plus 160 de dolari. 570, vreo 630. De euro? Da. Lux, nu mai aveam bani, trebuia să mai continuăm călătoria și omul, dacă tot vrea să cumpere GoPro, am zis, hai că îți dau camera asta. 12 bolivieni, biletul de trecere spre Brazilia. Am luat barca, îmi dădusem mai puțin bani, cu vreo 450 de reali. Spre Brazilia. Am luat camera înapoi, că mi-a dat prea puțin bani, îmi dădusem mai puțin cu 450 și nu mi-am numărat atent, știi, credeam că e 50, ci sunt 500, de fapt. 450 de reali. Reali. Care sunt aproape 100 de euro. Un localnic că trecerea din Bolivia este la fel ca trecerea dintre zi și noapte, trecerea de la sat la oraș. Hai să vedem diferența. Oricum Brazilia este super dezvoltată față de Bolivia. A treia oară în Brazilia. Acum suntem la jumatea drumului. Bolivia, Brazilia. Pescari cu bananele, combinațiile. Și cu coca la Fanta. Adio coca. Ne apropiem spre Brazilia, unde nu mai este coca legală, este interzisă. Insula Suarez. Brasília!